La Cupa Sucevei au participat 97 de concurenți de la cluburile CSM Suceava, LPS Suceava, CSŞ Rădăuți, CSM Bucovina Rădăuți, CS Lupte Bistrița, AS Lupte Bacău, CSŞ Bacău, LPS Botoșani, CSŞ Botoșani și Ceahlăul Piatra Neamț. Noi ce ne-am dorit, verificarea e de bun augur, pentru că au venit sportivi pregătiți din Bacău, Piatra, unde sunt cele mai bune centre de pregătire, Rădăuți, care la nivel de copii e foarte bună. Deci avem câteva meciuri foarte interesante și foarte bine, foarte aprig disputate. Pentru noi va mai urma un turneu de pregătire și verificare la nivel de juniori 1, junior 2 și copii, la chiar imediat după Paște, la un turneu internațional la Botoșani, unde vrem să participăm cu cei mai valoroși sportivi ai noștri. Iar apoi campionatul național de juniori 1 la Craiova, unde ne așteptăm să cucerim cele mai valoroase medalii. Prezent la Suceava în calitate de antrenor al clubului CSM Bucovina Rădăuți, cel mai medaliat luptător din istoria României, Ștefan Rusu, s-a declarat dezamăgit de modul în care autoritățile tratează acest sport. Alții apelează la cunoștințele unui campion european mondial, acum să fiu și modest, și olimpic, 3 medalii olimpice și la noi în județ. Lasă, domnule, ce e? Îi dăm 900 de lei lui Rusu la primăria Rădăuți și face treabă. Nu se poate, nu se poate. Dar să știți că ca să facem marea performanță, trebuie să ne ajute statul, Ministerul Sportului. Dacă nu ne ajută Ministerul Sportului, Comitetul Olimpic să facă în județul Suceava un centru de excelență, măcar cu 15 copii, nu vom face performanță. Eu mai am 4 ani și ies la pensie, dar cei care vor rămâne în continuare, ce vor face? O să moară de foame. Sunt copii 1, copii 2, copii 3, deci copii 3, 2005, 2006, 2007, care au zis dumneavoastră e spre consacrare. Dar în loc să-i dai o masă, îi dai un sandwich. La prânz ce-i dai? Îi dai o ciocolată și seara când merge acasă mănâncă o zamă. Ce-ai făcut cu el? Ce le dăm la acești copii? Nu ai să-i dai un tricou, nu ai să-i dai o medalie, o diplomă, dar ceva, măcar la locul 1 să-i dai 25 de lei. La locul 1, la locul 2, 10 și la 15 și la celălalt 10. Tot e bun la un copil. De unde zice? N-avem. Cupa Sucevei la lupte greco-romane a fost organizată de Asociația Județeană de Lupte Suceava, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret și Clubul Sportiv Municipal Suceava.